mă chem. O să trec și eu acolo, hai, să ajung că nu pot. Chevință, nu dai drumul. Mamă, ia-mă tu că mă dă drumul, mă. Nu știu cum să trec. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Cum sunteți? Of. Astea sunt cârjele cu care vă deplasați. Da, astea sunt. Asta din ce văd e o poadă de mătură. Da, dacă nu pot. Și asta e o cârjă care da. E ruptă aici, sau ce are. Da, e rupt. Mă sprijin că nu pot. Lasă-mi de aici să mă acin, dragi nunchi. Am văzut că vă doriți foarte mult să aveți un cadru. Un cadru, da, da. Mi-am dorit foarte mult să am un cadru, să mai mă deplasez și eu. Macar să iau și eu o gură de aer. Și credeți că Dumnezeu v-a pregătit un cadru? Dumnezeu a lucrat prin frați, a lucrat la inima lor și le-a trimis exact la mine unde au știut că e nevoie. Și nepoței stau tot aici, în casa da, asta? Da, tot aici stau. Aici stau. Cum te cheamă pe tine? Cătălina. Ei, Cătălina. Câți ani ai? 6 ani. O ajut pe bunica? Da. Ai văzut că bunica se deplasează așa de greu cu... Mă ajută și băietul, mă ajută, mi-aduce apă dacă e mama lor acasă. Sunteți bucuroase din nepoțele? Foarte bucuroase. Îmi dă câte o lingură de apă, îmi dă câte o leac de mâncare când este. O iubești pe bunica? Aveți și bucurie în viață, chiar dacă e grea viața. Am și bucurie, dar vai de bucuria asta mea care o... Aș dori să mănânc mămăligă năcrită. Odată la o săptămână atâta mămăligă să am, dar să pot să umblu și pe picioarele mele. S-a operată de 3 ori la coloană, hernie lombară, hernie de disc. La coloană, scoase 3 mili din coloana mea. La genunchi mi se macină oasele. Mi-a cerut 4.000 de euro să mă opereze, eu nu am putere. I-am spus, doamnă, zic, domnul doctor, eu nu am putere. De unde să vă dau atâția bani? Că n-am, trimiteți soțul tău la muncă. Soțul meu e plecat la domnul, zic, și nu am de unde să-l mai iau. Credeți că astăzi Dumnezeu face o minune? Faci, faci, faci. Uitați. Dumnezeu a spus că face. Doamne, îți mulțumesc că l-ai adus. Doamne, ce avem aici? Un cadru mărit să fie numele Domnului, ăsta este pentru mine. De acum ăsta e a dumneavoastră. Ăsta e al meu, cu acesta pot să urmez, să mă mișc și mai... Uș. Mai mă cărați voi din mânuț. Acum pot să mă urmez eu singur. Puneți-vă lângă mama aici așa, că Domnul a lucrat și mi-a trimis cadru, că acum nu vă mai năcăjesc cu mine. Și mai trebuie să ajutăm să meargă pentru că are un cadru. N-am putut să ies, dar am strigat la copii, am strigat. Ia ieși, cine este? Poate vine frații cu cadru. Le mulțumim, Dumnezeule, că ai lucrat la inima lor și le-ai adus alături de mine, Doamne, ca să poată să mă ajută pe mine cu un cadru, să pot ieși și eu afară, să văd și eu zi lumină, Doamne. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, mulțumim și Dumnezeu să răsplătească. Aici este nepoțica Cătălina, care și ea a spus când a văzut cadru, de acum nu mai trebuie să o cărăm noi pe bunica, pentru că bunica se poate deplasa singură.